Iată că am revenit în studio, suntem în direct, atât pe rețeaua de socializare Facebook, cât și pe toate rețelele de cablu din județul Iași. Trebuie să-l salutăm și noi pe domnul doctor, că tot ne spune în fiecare zi de sănătate, despre una, despre alta. Așadar, domnul Teodor Ținică, vă salutăm așa ca de zi de sărbătoare și vă urăm un călduros la mulți ani pentru mâine, că este 1 decembrie, cum așa fac și pentru toți românii sau pentru cei care se simt români, chiar dacă sunt de altă naționalitate. Și ca să vedeți că astăzi petrecem împreună, fiind o seară de joi, petrecem alături de nimeni altă decât Mihaela Trișciuc, invitata noastră din această seară. Bine ai venit, bună seara! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Și alături de ea este nimeni altul decât Alexandru Grosu. Bună seara, bună și seara. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Ce mai faceți? Cum vă simțiți? Ne simțim foarte bine la dumneavoastră, ne pregătim și noi pentru sărbătoarea națională. Cu toții suntem mândri că suntem români și mai ales că purtăm straiul popular. Mai ales că tu ai și nume de Sfânt Mihaela, nu? A fost acum vreo cât 3 săptămâni, nu? Mihaela da, și da. Gavril. Astăzi este Sfântul Andrei. Sfântul Andrei. Chiar cu ocazia asta vrem să urăm la mulți ani tuturor sărbătoriților, prietenilor mei, tuturor care sunt Andrei și celelalte derivate. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să fiți protejați de Sfântul al cărui nume îl purtați. Uite că acum a venit și rândul tău, știi cum e. Da, după ai multele, primit, da, ai primit. Multe, că Mihail și Gavril, eu cred că Mihaela este un nume foarte cunoscut și foarte multe fete cu numele aici în Moldova, acesta, în special, Moldova, da. Și atunci îți vine și ție rândul să mai spui la mulți da, ani. Cu ocazia asta pot să mulțumesc și să le urez și lor, da, chiar așa. Așa este. Alexandru, ce mai faci? Cum te simți la noi în studio? Da, pentru prima dată mă simt așa, mă simt excelent de bine. Este foarte cald, ceea ce este foarte bine ca afară. Păi așa este, că noi oferim căldură și invitaților, de asta am făcut și un decor din ăsta mai, da, mai călduros, mai de casă, pentru că așa trebuie, nu? Mi se pare corect. Trebuie să le spunem și telespectatorilor noștri că ne pot trimite mesaje pe Facebook. Mi-am luat și telefonul, gata. Am telefonul lângă mine, o să mă uit, pentru că suntem live acolo, mă uit pe mesaje ca să fie mult mai simplu comunicarea cu voi și, bineînțeles, nu ezitați să ne sunați la numărul nostru de telefon 0332711222. Salutați atât invitații mei, cât și cei care poartă numele de Andrei, Andreea sau poate mă zăbează altceva. Da? Mai sunt alții care sărbătoresc ziua de naștere, 10 ani, 20 de ani, de la nu știu ce, orice altceva. De la nu? Orice. Da. Cum mai petrece lumea în zilele noastre, Mihaela? Foarte că tu bine. Ești în mediul ăsta. Da, sunt în mediul petrecerilor și pot să spun că viața de artist este foarte frumoasă pentru că suntem veseli tot timpul și pentru că suntem plini de energie. Consider că muzica face parte din viața fiecărui om, adică omul are muzica în sânge și atunci când o transmit și când omul o primește, e o bucurie extraordinar de mare. Și oamenii petrec. Românii petrec în special. Astăzi se petrece, mâine se petrece, toată ziua se petrece. Nu suntem o națiune de petrecăreți? Asta nu poate fi decât de bine, pentru că din toți prietenii mei pe care îi cunosc în afară, din America și din Europa, toți sunt foarte surprinși de stilul nostru energic și de câtă energie putem să avem și de dansurile noastre specifice și de cântul nostru popular. Totul este impresionant pentru ei și pentru noi de asemenea. M-a încercat unii să mai închidă un picuț distracție așa pentru români, că în cluburi, restaurante nu se mai fumează, dar totuși românii încă mai petrec. Nu, acest mic detaliu practic nu este un impediment pentru distracție, nu. Se mai poartă în străinătate ca multe locații să se închidă la ora 12 noaptea, iar cei care vor peste miezul nopții să petreacă, trebuie să plătească suplimentar niște taxe. Deocamdată la noi nu este cazul. Să sperăm și sperăm că nu o să fie. Nu? Măcar din punctul ăsta de vedere, da. Alexandru, tu cum ai perceput toată povestea asta?
lumea petrece, mai ales că tu și lucrezi într-un mediu unde, nu spunem exact unde, dar te întâlnești cu foarte, foarte multă lume. Da. Da, este adevărat. Lumea o văd așa ca pe o, nu știu, o liniște, îmi transmit momentul în care eu urc pe scenă și cânt. Îmi transmite o emoție așa care mă face să merg cu ei în horă, să, nu știu, să le împărtășesc cântecul popular. Și pe această cale mulțumesc unei persoane care mi-a dăruit acest costum, Portă Național, și bondița este de la, mi-a dăruit-o mama. Și merg la petreceri, când lumea se simte foarte, foarte bine și de multe ori cei care transmit din suflet se simte. Adică publicul când te ascultă, melodia pe care tu o interpretezi, simte așa o vibrație, chiar plâng. Și mă emoționează și pe mine și în momentul ăla plâng. Și nu mă blochez, încerc să merg așa treptat, să le transmit așa cât pot. Alexandru este și o fire așa mai... mai sensibilă, da, nu? Mai da. Sensibiloasă, cum îmi place. Artiștii au... Toți artiștii au o parte sensibilă, mai sensibilă, să spunem așa. Pentru că dacă nu am transmite ceea ce cântăm sau ceea ce simțim, oamenii nu ar simți așa cum o simt, de fapt. Și așa cum spunea și el și eu am spus, atunci când omul simte ce vrei să spui, e cu totul altceva. Adică și tu te simți bine și el se simte bine. Și astfel împărtășim bucuria cântului. Mihaela, eu zic că trebuie să ne cânți, pentru că tot ai zis că toată lumea simte ceea ce trebuie. Hai să simțim și noi românește și să cântăm așadar, pentru că este ziua Sfântului Andrei, iar Mihaela urmează să ne cânte o super piesă. O să vedem exact ce, nici nu o întrebăm, pentru că vreau să fie surpriză pentru toată lumea. Oricum, astăzi cântăm românește, cântăm exact tradițional. Mihaela ne cântă în cele ce urmează. Aș paști și n-am răbdări. Din mânile el la stână, ca să pas de iarbă bună, cântind toți de piemaș, adând bani dulcicaș. Hai, hai, de trei ori pe lângă stână, trai, rai, 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 brânza să s-a facă bună, trai, rai, 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 că-i ușor la încheagat, trai, rai, 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 ca pâinea la frământat, trai, rai, 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 soini multe părți, unii știu nu te găsesc, cu elinul îi zăresc. Semnați o găsesc pustii, turma tot în pribejii, dar bunii s-o strâns în vată, și dar la inima turată. Hai, hai, te-aș cata la alte stânii, trai, ri, 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 lai, lai, rara, dar mă te-nba din când, trai, rai, 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 ra, sau când e odată în floare, trai, rai, 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 eu nu dau de-a ta carari. Astăzi una, mâini una, până la urmă tătă turma, eu am rămas cu oftatul și cu vorbi întățatul. Hai, hai, îndată
să faci, toamnă, tre-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Eu te aștept și până la iarnă, tre-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Și de-aș și iară uita de tre-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Pe gasă eu alinari, tre-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Și gata să faci, toamnă, și eu te aștept și până la iarnă. Și de-aș și iară uita. Bine, Mihaela ne-a cântat, trebuie să îl salutăm și noi, că acum dacă am și eu tehnologia asta în mână, îl salutăm și noi pe Petre Codiță, care ne-a salutat și a zis că ai cântat foarte... Îl salutăm și noi, mulțumim frumos! Cânta foarte, foarte frumos. Alexandru, cum ai început să cânți? Am început de la... De când erai mic, nu? De la vârsta de 16 ani. Am urcat prima dată pe scenă. Mi-aduc aminte că profesoara mea de canto, i-am cerut că vreau să cânt. Nici nu știam despre ce este vorba, nici nu știam ce înseamnă muzica pentru mine. Și i-am zis că eu vreau să cânt. Cântă și tu, cântă și fredonează și tu ceva. Și mi-aduc aminte că am cântat un cântec, muzică ușoară, bineînțeles, după care doamna profesoară m-a ajutat foarte mult pe această cale și mulțumesc. Și așa ușor, ușor am încercat să-mi descoper talentul de a cânta muzică populară. Iubesc muzica populară, muzica autentică. Mihaela? Eu am început să cânt de când eram mică. Părinții mei cântam amândoi, au voci foarte frumoase și cred că am început să cânt prin clasa a patra, din câte mi-aduc eu aminte, pe scenă chiar. Prima piesă se numea Bădeșor Cârlibovean. Satul meu natal este Cârlibaba și mi-aduc aminte că aveam niște emoții de nedescris și mama mă încuraja, hai că poți. Și de atunci am continuat să cânt. Mulțumesc celor care m-au îndrumat, profesorilor și cei care mi-au oferit încrederea. Foarte frumos. Păi dacă tot am zis de cântat, Alexandru, trebuie să ne cânti și tu, când ne-a demonstrat Mihaela care voce frumoasă. Sigur că ne da. Cânti și tu, da? Da. Bun, îl ascultăm pe Alexandru, iar voi puteți să ne scrieți acolo pe Facebook. Eu stau cu telefon în mână, îl salutăm și pe Andrei Bălan, că se uită la noi, unul dintre viitorii noștri invitați. Așa a zis că vine în următoarele noastre emisiuni. Hai, Alexandru, el urmează. Bineșo dine săi mele, împrejur cu nemurele. Bineșo dine săi mele, împrejur cu nemurele. La 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 la. Dar mai bine i-ar ședie, dacă ar fi și mamane. Dar mai bine i-ar ședie, dacă ar fi și soacra mea. La 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 la.
veniți, frațiom, trăiți bine, că nu e nimic cu tine. Veniți, frațiom, trăiți bine, că nu e nimic cu tine. La 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 Bine-ghișa de omului, la masă cu neamului. Bine-ghișa de omului, la masă cu neamului. La-lai, 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 foarte, foarte, foarte bine. Uite, Alexandru ne-a cântat. Salutăm și noi pe toți care ne fac acolo cu mâna pe Facebook, chiar și pe Ilie Blinda, dar și pe Cristian Lovin, pe Maria Voiculescu. Le mulțumim foarte mult că sunt alături de noi pe Facebook. Dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi, o puteți face sunând la 0332711222. Avem și un telefon, dacă tot zic de el. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara, cu mă numesc Tatara Petruța. Așa. Am fost la dumneavoastră în emisiune. Foarte frumos, mă bucur. Și aș vrea să-l felicit pe cel care a cântat. Alexandru? Da. Foarte mult. Și să urez un călduros la mulți ani fratelui meu, că îl cheamă Andrei. La mulți ani, spune mulți ani pe această cale. Mulțumim. O seară frumoasă și cum petreceți în seara asta? Cum petreceți în seara asta? Uitându-ne la Infinit TV. Mi se pare corect, bravo. Uite, oameni care știu exact cum să se distreze, pentru că suntem la să petrecem împreună, nu? Da. Mulțumesc foarte mult de telefon și te mai așteptăm chiar la noi în emisiune. Cu mare plăcere. La revedere, la revedere. Plăcută. Uite că se uită lumea, mai face și câte o dedicație, câte un frățior. Aveți persoane dragi în familie, cunoscuți, cărora să le urați la mulți ani? Da, avem verișor, le urez pe calea aceasta la mulți ani, cred că se uită la noi. Și să știi că dacă emitem și online, nu doar în rețele de cablu, lumea se uită de peste tot, chiar da, și din străinătate. Da, 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 da. Săptămâna trecută s-a uitat cineva din Statele Unite ale Americii, din Germania, din Anglia, din Londra. O salutăm pe copii pe această cale, să uită tocmai de acolo. A zis că nu scapă nicio emisiune pentru că îi place muzica românească, ei fiind plecați în străinătate de mult timp, vor să mai asculte și să mai vadă ce se mai întâmplă la ei în țară. Alexandru, te întreb, dar după ce mai luăm încă un telefon, să știi. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cu cine suntem de vorbă? Marius Călin din Brașov, vă deranjez. Foarte bine, Marius, nu ne deranjezi. Aș dori, dacă se poate, să fac un cadou muzical pentru familia mea care este în Anglia. Așa, îi salutăm și noi de acolo. Salutări. Vă tocmai ce ziceam, că suntem priviți și din Anglia. Da. Și aș dori, dacă se poate, ori un colin, ceva, nu știu, ceva frumos. Un colin, ceva frumos, bine. O muzică mai de suflet, așa, o muzică românească 100%. Da, exact, ar fi super. Bun. O să ne cânte Mihaela, da? Vă vizionez în continuare, vă vizionez pe Facebook. Bine, mulțumim foarte mult, Marius, să ții aproape. Și nu doar pe Facebook, ne poți recepționa și în rețele de cablu din județul Iași. Bine, atunci, vă mulțumesc frumos. Bine, fii alături de noi, numai bine, îți mulțumim foarte mult că ne-ai sunat. Alexandru, trebuie să faci și tu urările tale, nu? Da, am și un prieten care își șerbează ziua de naștere astăzi. Pe această cale urez la mulți ani, să fie sănătos și tot binele din lume.
să-și petreacă ziua așa de naște, ziua. Nu ziua de nume. Ziua de nume, îmi cer ziua scuz, de ziua de nume. La mulți ani, la mulți ani. Uite, pe Florin Posolache trebuie să-l salutăm, că și el ne salută tot pe aia de pe Facebook. Cristian, ca să poți intra în direct, să știi că trebuie să ne suni. Uite, 0332-711-222, că ne întreabă lumea cum poate să intre în direct. Bughi, Antonio, Mare, Caterinca, cu voi, asta înseamnă că lumea trebuie să se distreze. Asta e ideea, nu? Suntem aici să mai și glumim, să mai și cântăm. Mihaela, trebuie să ne cânți, că ai văzut, Bogdan vrea să, Marius vrea să ne cânți și să îi faci un cadou muzical familiei sale, tocmai din Anglia. Păi ce urmează îi vom dedica, nu? Da. Îi vom dedica acolo lui Marius și familia lui, familie lui. Bun, nu uitați, rămâneți alături de Infinit TV, nu uitați să ne sunați la 0332-711-222 dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi, dacă nu, ne scriem aici pe Facebook. Eu încerc să vă fac cu mâna, uite, dau și un like tuturor celor care ne-au trimis mesaje, că așa este frumos, iar noi o ascultăm pe Mihaela.
Bravo! Ce să mai, Mihaela ne-a cântat, Maria Pop a zis că ai cântat super, Mihaela. Mulțumesc, Maria! Salută. Și o salutăm și noi pe Roxana, care ne-a făcut cu mâna și a sărit la noi în acest moment. Ai cântat chiar foarte, foarte frumos. Mulțumesc! Bănuiesc că ai și studii de specialitate. Da, am terminat și conservatorul printre și, studiile și mele muzicale. Sunt și profesoară, da, de muzică, da. Adică mă învârt în cercul muzical. Și cred că profesorii care au mi-au insuflat și dragostea pentru cântec și mi-au vândut secretele lor și au făcut treaba foarte bine. Da, să știi. Și de aceea, uite, le mulțumesc pe calea aceasta. Da, și uite că ești apreciată și avem și un telefon, spunem bună seara, persoane care ne sună în acest moment. Alo, bună seara. Bună seara, cu cine sunt de vorbă? Ciprian mă numesc, sunt un prieten și un coleg de al lui Alex și vreau să-i urez felicitări. Și doamnei care a cântat acum vreau să-i urez felicitări. Și tuturor echipei dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult. Ai un sărbătorit, o sărbătorită care vrei să-i urezi un călduros la mulți ani? Da, am o sărbătorită. Vreau să zic că Andrei, colegii mele de serviciu și o bună prietenă. La mulți ani. Nu lucrați acum, nu în seara asta? Nu, sunt liber. Sunteți liber. Foarte bine. Păi înseamnă că petrecem împreună până dimineață, nu? Așa este. O să vorbim cu cei din conducerea televiziunii. Dacă vă place emisiunea, rămânem până pe la 4-5 dimineața, că oricum urmează Ziua României, Ziua Națională. La 12 noaptea cântăm imnul. Rugăm și cei din regie să vină și cu băuturile până aici. Dacă e, petrecem așa cum se face. Românește! Românește, desigur. Și cu o slănină și cu de toate. Mulțumim foarte mult, Ciprian, nu te mai reținem la telefon. Rămâi alături de emisiunea noastră. Mulțumim foarte mult că ne-ai sunat. Alexandru, că acum, na, știi cum e, mă trecem de la unul la altul. Ai zis că e o poveste de viață interesantă. Pe scurt, că nu suntem la o emisiune de alt gen. Ce s-a întâmplat? Părinții mei, mama, că tata nu mai este în viață, și cred că mă aude din cer. La vârsta de 13 ani mi-am cunoscut părinții, după care am stat o perioadă îndelungată, cam vreo 6-7 ani la ei, având în vedere că având o situație foarte precară și am stat într-un centru de plasament de la 1800 până la vârsta de 13 ani, după care am fost nevoit și dorința mea să-mi cunosc părinții cu adevărat, însă mă așteptam ca părinții mei să, nu știu, să mă primească așa cu brațele deschise, deși nu știau că mai am un copil. Noi în familie suntem 8, eu sunt cel mai mic. Oh, oh, oh. Și așa pe scurt m-a abandonat. A știut, de fapt n-a știut că mai are un copil, a crezut că a murit. Odată cu muzica ce am descoperit-o la 16 ani, mi s-a schimbat totul. Și aici, practic, ți s-au alinat toate rănile pe care ai acumulat până la acea vârstă, iar muzica, practic, te-a făcut să renaști. Să fiu alt om. Să fii alt om. Da. Da, ai participat la multe concursuri, festivaluri. Festivaluri internaționale. Ai câștigat vreun premiu la vreun festival? Da. Chiar m-am bucurat foarte mult la vârsta de, cred că la 19 ani, am primit un trofeu, locul întâi la un festival internațional. Și m-am bucurat așa, ca și cum aș primi, și cum am primit o jucărie când eram mic. Mă reîntorc înapoi la povestea mea. Nu știu dacă e o poveste dramatică, e o poveste în care care se poate întâmpla oricui, Și din punctul meu de vedere sunt un caz fericit, pentru că mulți dintre semenii mei nu au ajuns foarte bine. Centrul de plasament te sprijină, te susține, dar nu atât pe cât trebuie.
locul lor nu e chiar ca acasă, da. Mai ales că vin sărbătorile și foarte mulți dintre noi încercăm să mai alinăm suferințele copiilor din centre de plasament. Tot timpul se fac donații în această perioadă. Și de asta am vrut un piculeț să intrăm în povestea ta și tu ai zis că ai vrea să relatezi câteva cuvinte despre ce ți s-a întâmplat în viață. Practic, na, fiind de mâine, de câteva, peste câteva ore, 1 decembrie și intrăm cu dreptul în perioada iernii a sărbătorilor, da. Astfel de povești sunt înduioșătoare. Și apropo de asta, pregătesc un concurs concurs pentru copii din centru de plasament, copii care nu au avut parte de afecțiune, nu au ieșit în lume, nu au fost văzuți și eu prin asta încerc să-i susțin, să-i motivez, să le ofer așa din bucuria mea pe care eu le transmit lor. Uite, povestea ta este îndrușătoare și Mihaela Mărculescu te susține de pe Facebook, a dat un zâmbet care... de accept că dacă ai nevoie de ajutor, ea având experiență în domeniul organizării de evenimente, te poate susține să organizezi un astfel de concurs. Hai să luăm microfonul de acum, gata, nu ne mai plângem și ne distrăm. Uite, și Ion Gaftuneanu ne salută. Asta înseamnă că suntem priviți și pe online. Este foarte bine. Nu uitați să ne sunați dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi la 0332711222. Petrecem împreună pentru că este joi. Tălvina de res sună Bucovina. Cântă cucu, Tălvina de res sună Bucovina. Cântă cucu, tru umbră duț, de res sună în Cernăuț, mă. Cântă cucu, tru umbră duț, de răsună în Cernăuț, mă. Plec cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi? Bucovina, plec cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi? Au plecat în altă țară, dar se întorc la primăvară. Și înapoi când n-o vor veni, tot pe tine te-o iubi, mă. Punților cu creasta rară, nu lăsa stranja să piară. Punților cu creasta rară, nu lăsa stranja să piară. Dacă piere țara noastră, va pieri și țara noastră. Dacă piere straja voastră, va pieri și țara noastră. Foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos. Uite că Oxana Copceanu ne salută tocmai de pe meleaguri irlandeze.
foarte frumoasă poveste și emoționant, foarte, voci foarte frumoase, ne scrie Oxana Copceanu. Să știți că și dânsa cântă muzică folclorică din Irlanda, ea fiind din Republica Moldova, și ne-a trimis astăzi un set de CD-uri cu piesele ei pe care o să le oferim în toată luna decembrie telespectatorilor noștri atunci când ne vor suna, iar din ianuarie o așteptăm aici, ea și petrece sărbătorile în Irlanda, ea este stabilită acolo. O așteptăm cu drag. O așteptăm, da. Am văzut că erai și tu puțin emoționat, așa te-ai uitat cum cântam invitatul nostru din această seară. Da, pentru că... Și colegii mei chiar te-au observat. Da. Cântecul acesta, eu fiind din Bucovina, dar bine, Bucovina face parte din România, România e toată a noastră. Bucovina face parte din România sau face parte și din Moldova? Că am observat acum partea asta Bucovinei, vrea să se rupă un bucurești din Moldova, să fie altceva și ei să fie bucovineni, să fie de sine stătători. Nu vreau să intru în discuții istorice, că am intrat de prea multe ori și atunci prefer să fiu mai... să spun că toată lumea are dreptate, pentru că la urma urmei suntem toți în România și asta e tot ce contează, dar Cântă cu Bucovina e o piesă de suflet, pe care toți o știm și pe care toți, când o auzim, ne gândim atât la plaiurile românești, cât și la familiile noastre care poate sunt plecați peste hotare și care duc dorul casei. Ai persoane plecate peste hotare? Da, am și frați, am și verișori, am foarte multe rude care sunt în afară. Și cum este? Nu este dificil? Și primul mă bătea gândul să plec. Să plec în concediu, nu altceva. Da, eu n-am fost plecată niciodată pe o perioadă mai lungă, să zic că lucrez acolo, dar ai mei frați, da, și ei chiar simt dorul de casă și eu îl simt pentru că sunt frații mei și ce pot să spun? Îi susțin pentru că ei vor să facă asta, dar în același timp îmi lipsesc și cel mai mult le lipsesc părinților, părinții care rămân fără copii acasă. Ei duc dorul nostru cel mai mult. Uite, Silviu Atipic ne scrie pe Facebook: salutare Cătălin, nu te-am mai văzut de 5 ani, dar tot tânăr am rămas, nu prea cred, am mai îmbătrânit și eu, mai am riduri, mai am... Oxana ne salută, nu am răbdare să ajung la dumneavoastră, vă pup și vă îmbrățișez cu drag, felicitări pentru această emisiune și haideți, dacă tot am avut și solicitare din partea telespectatorilor noștri că așteaptă un colind așa, și pentru Oxana și pentru toți cei care, pentru Ciprian care ne-a sunat și ar fi exprimat dorința de un colind, trebuie să ne cânți un colind, să știi. Cu mare drag. Chiar dacă n-ai fost pregătită, nu ai negativul la tine, dar poți cânta și fără, nu? Da, poți cânta chiar de aici, fără, da, o să cânt de aici. Da, okay. Chiar astăzi mă gândeam că mi-am adus aminte de o colindă veche pe care mama mi-o cânta când era mică, se numește Colosus în vremea aceea, și o să cânt două strofe din colinda asta, urându-le pe această cale tuturor celor care ne urmăresc sărbători minunate, un post binecuvântat în primă fază și apoi sărbători minunate și să vină Crăciunul cu toate bucuriile pe care ni le dorim cu toții. Colosus în vremea aceea, în frumoasa Galileea, o fecioară viețuia. Ce Maria se chema. Nazaret era orașul unde ea și-avea sălașul. Într-o zi Maria sta singură și se ruga. Dar deodată ce văzuse, casa toată se umpluse de lumină lucitoare, ca lumina cea de soare. De o lumină lucitoare,
ca lumina cea de soare. Cred că atât pot să ofer, pentru că a mea mamă dragă o cânta cu atâta dragoste și cu atâta sentiment încât îmi dau lacrimile. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale că ea mi-a insuflat prima. Mama a fost prima, cea care mi-a dat bucuria de a cânta. Foarte frumos, dacă ai ști câte like-uri și câte inimioare în timp ce cântai, așa făcea Facebook-ul. Like, 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 pupici, 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 uite, pupici de la Marius Ciprian a scris așa un bine, Mihela, cred că i-a mers la suflet, Neculei Gangal, Gabriela Manta și mulți, mulți alții te salută și vă urează felicitări, felicită pentru că mulțumim că foarte, sunteți foarte alături de noi. Mulțumim. Chiar vreau să te întreb, de unde ai îmbrăcămintea? Este o întrebare foarte bună de la bunica, pe care nu am menționat-o până acum. Bunica are 3 nepoate, dintre care eu sunt cea singura care cântă. Și s-a gândit ea să-i facă un cadou nepoatei sale, un costum popular. Ea și am și poale. Am fost foarte încântată de acest cadou, pentru că ea nu obișnuiește să facă, nu e ăsta jobul ei. Mm-hmm. Dar mi-a făcut 3 costume până în prezent și toată lumea mi le aplaudă, toată lumea mi le spune, de unde ai așa ceva, vreau și eu, zic, da, dar bunica nu mai face, dar vreau și eu, zic, vă dau modelul. Da, și sunt foarte mândră cu ele și le port oriunde mă duc, cred că o să fie costumele mele populare, unice, de la bunica. Sunt persoane în Bucovina care să creeze astfel de vestimentații? Desigur, dar sunt foarte multe persoane. Nu se pierde. Nu se pierde în tradiția. Bucovina, nu. Nu. Sunt foarte mulți și oamenii sunt foarte mândri să poarte iile și straiul popular. Și apropo de ei națională, că tot despre asta este vorba, mama mi-a dus-o de la tot din Bucovina. Ea este din Bucovina și îmi poartă noroc pentru toate evenimentele la care mă duc și de câte ori urc pe scenă, îmi poartă noroc, așa, mă simt așa ca acasă. Păi dacă îți poartă noroc, trebuie să mai cânti o piesă, nu? Da, o să cânt o piesă special pentru mama mea, pentru mama mea care m-a crescut și pe această cale mulțumesc că mi-a dat viață. Atât contează pentru mine. Asta e cel mai important, că altfel nu eram în această seară împreună. Păi, îți urăm multă baftă, noi le mulțumim și Adelinei care se uită la noi, felicitări Miha, îți dorim tot binele din lume, sunt alte mesaje pe rețeaua de socializare, nu uitați că ne prindeți atât pe Facebook, dar și în rețelele de cablu din județul Iași, urmează în câteva secunde să ne cânte invitatul nostru. Sfântă, sărut mâna ta muncită și fața aresă de soare pe care o curs lăcrămioare. Vin, măicuță, de departe să ștergi lacrimile toate, să ai sine, să trăiești și pe toți să ne iubești, mă. Toate florile din lume ți le-aș pune la ta mână. Tu, măicuță, m-ai crescut ca un om ce stă în urmă. Vin, măicuța, de departe să-ți cer lacrimile toate, să ai
zile să trăiești și tot pe tot să ne iubești, mă. Mâna ta muncită, că ai fost a ta iubită. Vin, măicuța, de departe, să-și lacrimile toate. Să ai zile să trăiești și pe toți să ne iubești, mă. Foarte, foarte, foarte frumos. S-a și emoționat invitatul meu. Dacă ei mi-ai spun că domnul Nicolae Gangal ți-a urat multă baftă și scrie în felul următor: bravo, Alex, ai succes în ceea ce faci, felicitări, te emoționezi și mai tare, nu? Mă emoționezi și mai tare. Da, le mulțumesc tuturor celor care se uită la emisiune. Am foarte, foarte mulți prieteni și foarte mulți oameni și le mulțumesc de câte ori urc pe scenă și îmi urează mult noroc și eu mă mândresc că am această voce. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu, cât și mamei mele, și că cântecul meu popular îl pot transmite mai departe celor care astăzi își serbează ziua de nume. Mihaela, vrei să zici și tu ceva? Vreau să transmit la mulți ani tuturor românilor. Cred că să spun din nou că sunt mândră că sunt româncă. Tuturor românilor din România, din Europa, din America, din toate colțurile lumii, și să le urez distracții plăcute, să petreacă românește așa cum știu ei. Nu contează. Mai sunt câteva ore, în ce loc sunt, să două, petreacă românește. Nu? Mai contează. Acum Sfântul Andrei e legat de 1 decembrie. Noi de acum petrecem oricum. Petrecem de dimineață sau de azi noapte și... Da, chiar și astăzi în oraș au fost... Tot fel de manifestări. Da. Pentru că suntem aproape și pentru că și Sfântul Andrei este ocrotitorul țării noastre, deci... Povesteam ceva mai devreme cu tine că ești și profesoară, profesoară pentru copilași mai micuți. Toți tinerii pe care îi pregătești tu mai sunt interesați de muzica din folclor, muzica da, populară? Da, chiar sunt și mă surprind. Vor să cunoască tradițiile vechi și vor să descopere cântul original, popular. Iar asta este nemaipomenit, pentru că noi tot credem că se pierde, dar nu se pierde, mai ales în Bucovina și la noi și în toată țara. Se cântă destul de mult și suntem foarte mândri. Sunt foarte mulți interpreți de muzică populară și nu numai. Și de vârste fragede, deci de la 8 ani ei se apucă să cânte, cântă cu Bucovina sau orice altă melodioară și asta e minunat. Ce zici de acele formații care au vrut să se lanseze pe piața muzicală și au încercat să facă tot felul de remixuri, incluzând piesele populare, și astfel a adus notorietate și au început să fie cât mai cunoscute? Ce părere ai despre ele? Pot ele să... Practic s-au folosit de piese din folclor ca ele să se lanseze, sau ei au vrut să relanseze anumite piese pe care mulți români poate că le uitaseră. Da, aici părerile pot fi împărțite. Într-adevăr, nu au făcut nimic rău pentru că au readus la viață poate niște piese uitate și nu pot să-i condamn.
Poate că sunt remixate și poate că nu sună așa cum, sunt, cum erau ele originale, dar ne-au adus aminte și cei care au cunoscut sau cei care au vrut să cunoască și originalul s-au dus și l-au căutat și l-au găsit. Și cred că au făcut bine, adică au readus la, pe piața noastră melodiile alea uitate sau lăsate în urmă. Alexandru, piesele tale de unde sunt? Cum de ți-a venit ideea să cânti ceea ce ne-ai interpretat în această seară? Ceea ce am interpretat în această seară, cele două melodii, Mama mea iconă sfântă și Bine șoade mei semele, sunt de la interpretul de muzică populară pe care îl îndrăgesc foarte mult, maestrul Ion Palade. Este artistul meu preferat și chiar dacă se uită sau o să aibă ocazie să se uite la această emisiune, îi mulțumesc din suflet că mi-a dat acordul, ca să zic așa, să pot cânta unele melodii din repertoriul, din repertoriul dânsului. Te inspiră mai mult piesele de Dincolo de Prut față de cele din România? Nu neapărat, nu neapărat. Sunt și, da, și cele de peste Prut sunt frumoase, sunt mișcate și la noi, și la noi Moldova, și la noi se cântă populară, când mă duc la petreceri, apropo de asta, foarte mulți zice, da, Alexandru, tu cânti și muzică ușoară, dar aș vrea să cânti mai mult populară, că este genul tău. Tu, muzică populară te reprezintă. Și, în general, le combin și muzica ușoară și muzica populară. Asta este foarte bine. Mihaela, tu de unde îți alegi repertoriul? Din plăcerea de a-l asculta și de a-l cânta. Nu știu dacă... Eu sunt îndrăgostită de toți artiștii noștri și apreciez atât de mult, încât vreau să iau din repertoriul fiecăruia, da, până când eu voi avea repertoriul meu la care lucrez acum. Le mulțumesc pe calea aceasta artiștilor pentru minunatele lor creații pe care noi le interpretăm acum și vreau să le duc mai departe, așa cum ei ni le-au transmis, eu le transmit altora și tot așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această seară. Îți mulțumesc și ție, Mihaela, și vreau atunci când îți lansezi piesele proprii să vii și să le cânți în premieră la noi. Decât, iar videoclipul pe care o să-l lansezi să fie în exclusivitate pentru Infinit TV, premieră, pentru că la ea mă refer. În finalul emisiunii o să te rog să ne mai cânți încă o piesă. Iar voi, cei de acasă, de acolo de unde ne urmăriți, vă spun că mâine de dimineață avem emisiuni, una și una emisiuni special create pentru voi cu ocazia zilei de 1 decembrie. Cam atât a fost pentru astăzi, dragii mei, ne vedem și săptămâna viitoare de la aceeași oră cu emisiunea Să petrecem împreună, iar cu revista presei mâine la Poiana lui Iocan după ora 21 la Infinit TV. Până atunci rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. Numai bine! Doamne, la om noroc, gram, taga, 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 da. Și la muncă, și la joc, gram, taga, 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 da. Și la muncă, și la joc, gram, taga, 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 da. Și la dragoste, cu foc, gram, taga, 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 da. Ram taga 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 da, că toți v-au uitat la mine. Ram taga 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 da, eu vă gândesc.
acasă mânioasă, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da. Că n-a fost nunta frumoasă, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da. Las-o, las-o, las-o așa, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da. Că eu știu și da și nea, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da. Să-l